Actorul Marius Vizante a dat din casă și ne-a spus cum funcționează lucrurile în căsnicia lui. Nu se potrivesc la program, căci meseriile lor le răpesc mult timp, dar rezonează bine pe alte aspecte. Care sunt acelea? Vedem chiar acum. Actorul Marius Vizante a dat din casă și ne-a spus cum funcționează lucrurile în căsnicia lui. El și soția nu se potrivesc la program, căci meseriile lor răpesc mult timp, dar rezonează bine pe alte aspecte. Vizante, cum a fost viața ta de familie până acum? În câte cuvinte? În câte vrei tu. Aveți timp? Bănuiesc că ai foarte multe cuvinte de spus, de aceea te-am și întrebat. Nu știu. Adică nu pot să o caracterizez așa într-un cuvânt, pentru că e foarte diversă. Fiecare zi aproape e diferită, știi? Fiecare etapă a vieții e diferită. Ne-a ajutat Dumnezeu că foarte repede după nuntă a apărut Katia, știi? Smaranda. Și atunci nu pot să spun că, vezi, Doamne, am copilărit noi doi mult așa. Am devenit părinți repede, am încercat să ne responsabilizăm repede, să înțelegem ce e aia. V-ați maturizat, ca să spunem așa. Dacă vrei, uite, da. Sincer, și sfătuiesc pe toți tinerii care vor să aibă copii, să nu creadă că e suficient doar să se nască copilul ăla și să-i îmbrace, să-i dea de mâncare. Da. Nu-i suficient asta. Trebuie să te instruiești să înțelegi ce înseamnă a fi educator. Timp pentru voi, pentru călătorii aveți? Nu atât cât ne-am dorit. Te întreb pentru că mi spuneai puțin mai devreme de soția ta, care și-a un program foarte aglomerat. Viața de arhitect, într-adevăr, nu este una ușoară, dar este frumoasă. Și mai e ceva, pentru că ea e propriul ei angajator, ca să zic așa, e firma ei. Ea deschide, ea închide. Ca și acasă și m-ar veni. Na, și atunci chiar e foarte ocupată. Pe urmă se întâmplă altfel. Avem programe diferite. Noi, de exemplu, actori, avem perioade, de exemplu, în vară, când de multe ori suntem mai liberi. Da. Știi? E bine, nu. Ea se duce la serviciu, ca orice civil, cum zicem noi, știi? Civilii merg la servici și au doar un concediu scurt. Noi avem un concediu mai lung vara. E drept că de multe ori îl umplem cu filmări sau cu, știi, alte activități, spectacole din astea de stradă, de mers în turneu vara. Dar oricum, cumva, le facem în timpul nostru liber. Că la teatru e pauză între stagiuni. Și? Na. Și nu ne nimerim cu toate la program. Eu vreau să plec undeva, nu poate ea. Invers. Da. Ea e liberă sâmbătă, duminică. Eu am spectacole, am turneu. Asta înseamnă să vă completați, asta înseamnă o căsnicie de durată. Dar vreau să știu referitor la meseria ta. Cât contează pasiunea, cât contează talentul? Păi contează amândouă. Contează amândouă. Talentul în sine nu există. Adică cumva putem să-l acceptăm, dar e așa, nu-l vezi. Da. Știi? Era pe când nu s-a zărit. Adică noi știm că e talentul, dar dacă nu-l folosești, dacă nu te apleci asupra lui, nu? Că degeaba e o voce frumoasă dacă tu cânti numai prostii. Dau și un exemplu. Da, degeaba. Nu? Nu știu cum să... Adică e clar că trebuie să cultivi talentul ăla, să te apreci asupra lui. Și nu poți face asta decât dacă ai pasiune. Deci ele cumva se leagă una cu alta.